Bun găsit, doamnelor, domnilor, Octavian Stânciu, sunt astăzi, a venit rândul celui de-al patrulea episod din serialul dedicat carierei domnului Florin Nicobescu, fost portar al Politehnicii Timișoara în anii 80, la CFR Timișoara, Progresul Timișoara, stabilit de mulți ani, încă dinainte de Revoluție în Germania. Domnule Florin, rămăsesem episodul trecut la promisiunea că vă voi lăsa să vorbiți despre profesorul Jack Ionescu. Ați lucrat cu domn profesor de multe ori la CFR Timișoara. O perioadă scurtă la CFR. O perioadă scurtă la CFR. Da, fiindcă am plecat militar. Păi da, da, ați revenit la CFR, apoi l-ați prins iarăși, nu? Nu mai era. Cred că plecase la... Am mai avut o tentativă, mi-aduc aminte că prin 81-82, după accidentul care l-am avut la genunchi, ne-am întâlnit pe stradă și m-a abordat. M-a întrebat... Pentru Poli? Pentru Poli, pentru da. Poli. Era o perioadă atunci, mi se pare, plecase Jivan, rămăsese numai Cadona. Jivan a plecat înainte de 77. Pe atunci a plecat Jivan. Jivan nu mai era în lotul. Vedem acum, vedem lotul de care vorbesc din 77-78. Portarii sunt Batorii și lângă el Caraivan. Catona nu apare în acea poză. Ei erau cei trei portari. Jivan nu mai era. Mi-aduc aminte că ne-am întâlnit în centru, într-o stație de tramvai. Da, erau, da, da, da. Circula tramvaiul încă prin centru, da. Și m-a abordat în stilul caracteristic. Așa, ia vine un coace. Zice, care e situația ta acum? Păi am avut un accident. Da, dar acum care e situația? Ai fi de joc. Bun, nu se, sigur, nu era, se punea problema de a fi titulat nou, dar probabil pentru a coopta, a fi cooptat în lot. Știi? Și am zis, nu, din păcate, trebuie să mă operez. Nu mă operasem, începusem să mai joc așa, dar nu, trebuia să mă operez. Și... Da. Cum l-ați perceput pe Jack Ionescu? Este o figură legendară a fotbalului românesc. Vedeți, s-a vorbit foarte mult despre performanțele care le-a avut, dar s-a vorbit mai puțin despre relațiile pe care le avea profesorul Ionescu cu jucătorii. Vorbesc de perioada în care l-am cunoscut. Poate sigur, când a fost mai tânăr am sigur, înțeles că am mai avut care l-ați conflicte. Mi-aduc aminte de a avut un conflict care putea să-l coste cariera cu Recep. Johnny Recep. Da. Da. Tot de la dumneavoastră am aflat din... Că s-a stins din viață? Nu, da, s-a stins, dar că a avut... Tot într-un interviu am aflat. Sigur că l-am avut pe domn profesor Ionescu în cadrul acestei emisiuni și a povestit. Da, exact, mi-amintesc. Da. Mă iertați, este un serial întrerupt atunci, înaintea celebrului meci de promovare cu FC Bihor în 73, acel 1-0, gol Șchiopu, cu promisiunea că domn profesor Ionescu va reveni să continuăm acel serial când ne va mai lăsa pandemia asta în pace. Da. Eu zic că profesorul Ionescu a fost un pionier al fotbalului modern. Adică altfel a avut și relații cu jucătorii. Pentru profesorul Ionescu, exact ca la profesioniști, interesant sau... Cel mai important era în momentul în care începea antrenamentul. Dacă te vedea apatic, dacă te vedea, ferească Dumnezeu ce ți-auzeau. În schimb, în afara programului, chiar în cantonamente, chiar în perioada de pregătire, mi-aduc aminte că, eu știu, stăteau băieții, că știți cum e, cantonamentul era, îl suportai greu. Pe vremea aia nu erau internet, nu erau remi, singurul lucru, se mai jucau băieții remi. Era foarte, foarte lejer. Puteai să stai, nu era genul de antrenor care la 10 să intre în cameră, să stingi lumina, știu că mai jucau Remiș pe la 12, voi mai încet cu pietrele, că poate alții vor să doarmă. Dar la antrenament era... Ținea mult la disciplină, la angajament. La angajament. Voia să te vadă că ești conectat acolo. În general, antrenorii de pe la noi, foarte puțin, poate Mircea Lucescu a mai fost un antrenor foarte bun, care la fel a început
de Mateanu, dacă vă aduceți aminte. Viorel Mateanu, care la FC Baia Mare, la finalul anilor 70... Exact. A fost și un foarte bun jucător, Mateanu. Absolut, la Progresul București. Exact, a jucat un pic și în Germania Federală, cu acordul Partidului Comunist, atunci în anii 60. Da, da. La o echipă, TuS Vanse se cheamă, mă rog. Aha. Mateanu a revoluționat din punct de vedere tactic atunci. Da, avea el fotbalul românesc, celebra mișcă, da, americană, da, 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 tot felul da, 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 de scheme. Da. Dar să știți că și el a avut relații nemaipomenite cu jucătorii. Era iarăși un antrenor intelectual, deci da, nu era așa, un antrenor... L-am cunoscut personal foarte scurt. Oarecum din aceeași categorie face parte mai târziu și Cornel Dinu ca antrenor. N-aș zice. Nu? Nu. Ok. Știți ce m-a surprins? Că nici Lucescu Junior nu a învățat din punctul ăsta de vedere, vorbesc de relațiile între jucători, nu a moștenit prea mult de la... Vă aduceți aminte de scandalul cu Mutu? Din Serbia-România, deci, vă spun că Mircea Lucescu, dacă ar fi fost, nici nu s-ar fi auzit de scandalul ăsta. Da. Și în general, cam asta e tendința în fotbalul modern, la antrenament să fii concentrat 100%, în rest, în viața privată, cât mai mult să se desfășoare în obișnuință. Deci ai fost obișnuit, eu știu, seara să te uiți la televizor, să mai ieși, să nu știu ce. Îmi spuneau jucătorii poliști de pe la mijlocul anilor 70 că Jack Ionescu avea obiceiul, nu știu, venea un secund să-i controleze dacă seara sunt... acasă, nu știu dacă e legendă, și le lăsa moneda. Moneda, da. E adevărat? Am aflat și eu de la Nucă. Da? În perioada de care Vasile vorbesc. Nucă. De la Vasile Nucă, da. Uh-huh. Mă rog, am... pe internet, pe Facebook. Da, țin legătura cu domnul Nucă. Nu neapărat, că n-am fost colegi. Eu nu m-am întâlnit niciodată cu el, cu Nucă. Chiar că și el a jucat la CFR Timișoara. A jucat, dar după. Dar nu ne-am întâlnit, nu ne-am întâlnit deloc. Da, da, da. Și... Nu, profesorul Ionescu a fost special, să știți. Da. Suntem convinși și îl cunoaștem. Avem onoarea și chiar am onoarea să am o relație extraordinară cu domnia sa. E o plăcere să... Să-i dea Dumnezeu sănătate. Da. Anul acesta, în 2 mai, va împlini 85 de ani și este un om fantastic din toate punctele de vedere. Vreau să ne întoarcem la echipa Politehnicii din sezonul 86-87. Am spus deja cei trei portari, Moise, Mihai Leu și dumneavoastră. Da. Fundaș jucau... Pascu era deja fundaș dreapta. Era fundaș dreapta, era Titi Varga, era Ionuț Bușcan. Vasile Ionuț, da. Andreaș nu era încă. Era la CFR, cred. Era... Sau a venit un an următor. Era în perioada aia, dar să știți că nu a prea prins atunci să joace. Mai târziu a explodat și a avut o perioadă extraordinară. Stoicov era deja... Poftim? Stoicov era. Regretatul Stoicov. Rău îmi pare. Da. Prieten foarte bun. Da, atunci era încă foarte tânăr, avea vreo 19 ani. Era foarte tânăr, dar forța deja juca. Da. Deci linia de fund am spus-o. La mijloc, Oloșutean era, culmea, era un jucător foarte tehnic, mai puțin agreat de profesorul Ionescu. Uh-huh. În schimb, era un jucător Neluțu Neagu, dacă vă aduceți aminte. La închidere juca. La închidere. Da. Eu nu știu prea multe despre acest Neagu. Sigur, l-am văzut pe teren, dar nu știu. Era localnic? Nu. Era de undeva din Reșița sau din Anina. Din Reșița. Da. Dar era jucătorul pe care profesorul Ionescu nu-l... Marcel Sabou. Și Marcel mai era. Sabou, da. Era, tot sigur, închizător. Da. Tot închizător. Îl ia Dinamo, Mircea Lucescu. Da, dar nu. Atunci era încă la... La noi. Era la Poli. Da. Nu știu dacă ați auzit, trăiește o dramă. Am auzit, din păcate, are mari probleme de sănătate, este stabilit în Spania, a fugit alături de Viscreanu prin 88. Da, cu Dinamo. Dinamo era în turneu în Spania, au rămas acolo,
Și a avut o carieră de jucător extraordinară în Sporting Gijón și alte în prima divizion. Era un băiat foarte, foarte serios. Da? Un băiat foarte, foarte nu serios. Nu l-am cunoscut personal. Nu, băiat foarte, foarte serios. Era și el componenta lotului de tineret atunci, alături de Oloșutean, de Pascu. Așa. Mijlocaș și central, i-am zis. Pe stânga era Bozeșan 2, venise deja. Da, era venise. Bozeșan, Claudiu, care Claudiu, e în Germania. Sigur, sigur. Că da. Are o școală de fotbal acolo și fiul lui, am înțeles că, din ce văd pe Facebook... Da. E fratele lui Laurențiu Bozeșan. Da. Bozeșan 1, care a jucat și el la Poli un pic înainte. A fost în sezonul promovării 83-84, de asemenea când Poli a intrat în divizia A. Un jucător mai bine cotat decât Bozeșan 2, pentru că a jucat și la Sportul Studențesc alături de Hagi, de Mircea Sandu, de Gilu Iorgulescu, de Marcel Coraș și a jucat și în echipa națională a României. Din păcate s-a stins din viață. S-a stins, da, un accident în Germania. Și el tot în Germania. În Germania. Chiar înainte de accident au trecut pe la Calțuri amândoi, m-au vizitat. Prin orașul dumneavoastră. Da. Au fost doi frați total diferiți. Claudiu, un băiat cu minte, un băiat de casă. Laurențiu a avut o viață mai agitată. Laurențiu era mai mare ca vârstă decât Claudiu. Era mai mare, da. Cred că a fost și în echipa națională selectat odată sau de două ori. Da. Laurențiu juca ori mijlocaș dreapta, ori chiar central, iar Bozeșan 2, Claudiu pe stânga. Însă a făcut carieră la Sportul Studențesc într-o echipă O echipă bună, care se bătea la bună. Titlul național. Exact. O echipă care în 1984, în Cupa UEFA, învinge pe Internaționale Milano cu 1-0 la București și pierde greu calificarea în retur. La Inter Milano juca, vă spun atât și încheiem cu subiectul, Karl-Heinz Rummenigge. Da, vorbim de fotbaliști uriași. Da. Și în față jucau... Tristaru era deja? Nu venise încă. Nu. N-aia e Tristaru. Tristaru l-a împins o perioadă la CFR, dar iarăși a avut o perioadă neagră. Nu l-a creat deloc profesorul Otiman. Tristaru era o fire mai boemă din ce știm. Mai boemă atunci, dar a avut o perioadă după, prin anii, la sfârșitul anilor 80, și la CFR și la Politehnică, a avut o perioadă foarte bună. Da, calități de puncior, de golgheter, de marcator. Au fost doi jucători, el și mai era unul, Aga, pe care profesorul Otiman... Aga, mi-l amintesc că a jucat la Poli Tineret, parcă și la în lotul mare a fost. Da, cred că a fost și în lotul mare și la CFR. Nu i-a agreat profesorul Un brunet avea și mustață parcă într-o vreme, Aga. Nu știu, era mai micuț, așa, cu părul creț, din Giroc era, timișorean, mai da, nu i-a agreat. Efectiv, le-a curmat profesorul Timar. Avea o... nu știu. Șulia nu era. Nu mai era Șulia. Nu. Plecase înapoi la Brașov. Cred că plecase, înapoi. Un mijlocaș central cu un șut foarte puternic. Da, un jucător... În 86, primăvara încă era. Înseamnă că a plecat atunci, în acea vară 86, a plecat de la Poli. Cine juca în atac? Vârf era Bolba și Oancea. Mircea Bolba stins, din păcate. Din păcate, recent. Și Oancea, Petru Oancea de la Reșița, stins și el din viață. Din viață acum câțiva ani. Da. Mima Giuchici nu mai era. Mima Giuchici a venit în anul... După promovare a venit. În 87, da. A venit după, Mima? Nu mai mi-amintesc. A venit Mima, a venit Taviroșca. Taviroșca, știu venit, că a fost l-am avut în emisiune aici, cine a povestit. Da. A venit Adimania. Adimania, adică a revenit. A revenit, ca și Taviroșca, de altfel. Da, mijlocaș dreapta, cu un șut extraordinar. Avea același stil și același... Klein de la Mișa Klein. Mișa Klein, da. Care juca mijloca stânga. Mi-aduc aminte când v-ați cunoscut cu Mișa Klein în Germania, el juca la Bayer Erdingen? Nu v-ați întâlnit. Însă a fost un jucător cu... Nu. Da. N-am avut niciun fel de... L-am prins aici, în țară, când juca. Da. Așadar, iată lotul în mare. Sigur, precis ne-au scăpat niște jucători, e clar. Fără doar ce poate, da. În mare, lotul cu care Poli a promovat în... 87. Iar după acea promovare a fost o toamnă extraordinar de frumoasă pentru fotbalul timișorean. Sincer, nu mai amintesc dacă erați în lot. Erați atunci. Eram ați rămas în lot. Am rămas în lot, da.
Dar din statistica mea pe care mi-am verificat-o înainte de a veni la emisiune, la începutul serialului cu dumneavoastră, de fapt, am o statistică foarte stufoasă și nu v-am găsit cu niciun meci în divizia. Nu, n-am așa apucat să este joc. Adevărat. Da. Venise Ion, eu m-am mai avut o perioadă. Da. Am fost în lot, am fost chiar la meciul cu Dinamo. 2-1. A fost rezerva lui Almășanu în meciul ăla. Da. A fost un meci, ce vreme. Celebrul Poli Dinamo 2-1 în 87, când Dinamo cu o echipă care va face furor în următorii ani, chiar pe plan european, atunci să faci un egal cu o echipă în afară de Steaua, însemna pentru Dinamo practic pierderea titlului și așa s-a întâmplat. Da. Nu mai știu, a pierdut Dinamo titlul în anul acela? A pierdut titlul. Dinamo nu cucerește până în 1990 titlul național. Steaua ia la rând. Era Mircea Lucescu antrenor. Era Mircea Lucescu antrenor și este acea, nu știu, legendă sau o vom desluși noi odată. A vorbit și a tratat serios subiectul Dumitru Graur, celebrul realizator de televiziune într-un documentar extraordinar despre cariera lui Mircea Lucescu. Da, l-a intervievat pe profesorul Ionescu, printre alții, și pe alții despre acea legendă, să zic așa, că după meci Mircea Lucescu ne-a promis că vă vom retrograda și, mă rog, în acea primăvară. Dar nu, părerea mea da, e... Da, voiam să vă întreb. Nu. Dar stați un pic. Vom ajunge și acolo. În toamnă, de ce am spus că a fost o toamnă? A fost o toamnă incredibilă pentru fotbalul timișorean. Poli era deja oarecum într-o nouă primenire. A venit China de la Baia Mare, a venit Ilcu. Da. Nu mai mi-amintesc acum exact. Relu Șunda era în echipă. Da. Am uitat să-l spunem din lotul promovării, 86-87, era în echipă. Adi Crăciun, exact. Și Adi Crăciun, tot atunci a venit. Da. O echipă foarte frumoasă. Poli bate pe Universitatea Craiova cu 2-1 aici. Craiova deja era și ea într-un schimb de generații, dar avea o echipă care promitea enorm. Era deja Gică Popescu, era Ștefan Stoica, Pavel Badea, tineri, Mănăilă, care apoi confirmă Adrian Popescu, mă rog. Și evident, cireașa de pe torta acelei toamne, Poli Dinamo 2-1, un meci pe care, sigur că am vorbit despre el de nenumărate ori, și cu Ion Almășan, pe care l-am avut acum vreo 2 ani și ceva în emisiune. Este un meci pe care îl putem povesti de 100 de ori. Vom vorbi despre ce a fost în retur, pentru că returul acela va parafa retrogradarea echipei, din păcate. Vom vorbi în episodul viitor, că nu mai avem timp acum, mai avem foarte puțin din această emisiune. Dar haideți să tragem o concluzie. Suntem în decembrie 1987, să zic. Poli avusese un tur foarte bun. V-ați fi imaginat că în vară Poli retrogradează? Nu, niciodată, fiindcă echipa efectiv mergea. Și juca fotbal. Juca, a fost apogeu un meci cu Dinamo, în care Dinamo avea echipă bună totuși. I-am bătut la Timișoara fără... Nu că avea echipă bună totuși, avea echipă de nivel continental. Bună și un antrenor foarte bun, da, orice s-ar spune. Da. Mircea Lucescu era un antrenor bun. Cu Sabău, cu Mateuț, cu... Da, era da. Cămătaru încă. Era mai Andone, prindea minute era... Răduciu, da, da, Andone, da, Klein... Da, da. Klein nu, vine mai târziu. Mircea Rednic, era Moraru un portar uriaș. Fantastic, da. Vom mai vorbi săptămâna viitoare, așadar ne revedem luni la Tribuna Polisportivă și din nou miercuri la Istoria Fotbalului.